În urmă cu aproximativ o jumătate de oră, domnul Ciprian Ciucu s-a înscris în Partidul Național Liberal. Este partenerul meu în campania pentru București. Bun găsit! Da, este adevărat. Acum o jumătate de oră m-am înscris în PNL. Voi face un tandem cu domnul Predoiu. Ne-am compatibilizat programele, am muncit mult aceste zile la programe. Va reieși un singur program pentru București. Afinitatea mea cu PNL-ul este veche. Puteți discuta cu USB? În termenii în care, de exemplu, M10 să susțină USB, domnul Nicușor, dar fiind ceva mai notoriu decât noastră? Eu sunt la început acum și în ultimul timp mi-am crescut notorietatea. Nu pot să vă zic acum un răspuns tranșant, dacă depinde foarte mult și de ei, de proiect. Nu pot să vă dau un răspuns tranșant la această întrebare în seara asta când eu îmi lăsesc cam program. Dar dacă se califică la criteriile de integritate, nu exclud acest lucru, dar exclud PNL și PSD. Cunosc și respect istoria acestui mare partid național. Niciodată nu m-am dezis de ideologia mea liberală. Și acum am găsit o formulă prin care ideile mele pentru București să poată să fie puse în aplicare împreună cu domnul Predoiu dintr-o poziție executivă. Da? Diferența între mine și alți candidați este că eu voi dori să scot la lumină candidații PSD și poate ai PNL, din contră vor dori, pentru că sunt oamenii lor în Consiliu și acum, să țin lucrurile ascunse. Au o miză mult mai mare pe zona aceasta. Să nu crezi că mi-a fost ușor. Da? Mare atenție. N-am făcut-o cu ușurință, dar am găsit un loc în care să fiu compatibil. Da? Și pentru a-mi pune ideile în aplicare. Problema este că ați fost acuzat că ați făcut ruptura asta venind de la un partid cu resurse foarte mici. Există oameni care au stat în stradă pentru noastră, știți, controversa. Și deci, problema care se pune și în punctul de vedere, da. Nu mai aplic, dacă îmi permiteți, al PNL-ului. De fapt, care e întrebarea? Întrebarea este, credeți că pentru PNL în momentul actual este un mesaj pe care îl dați luând independenți, sprijiniți de partide mici, care se ridică pe umerii cu majoritatea exact în stradă să strângă semnături? Ca prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, vă spun ceea ce vă spun și copreședinții și colegii mei de foarte multe luni de zile. Noi am deschis ușa, așteptăm pe oricine dorește să contribuie la îmbunătățirea mediului politic. Și asta este zestrau care vine. Activitatea mea profesională și lucrurile pentru care am militat ani de zile și pentru care voi milita și de acum înainte. Și asta este un pariu pe care îl fac, pentru că întotdeauna îmi doresc rezultate. Și pentru București îmi doresc rezultate. Măsurabile, cuantificabile. Apropo de integritatea, cu două luni parcherați împotriva tandemului PNL-PSD la GDSK, am înregistrat. PNL-PSD? Spuneați că vreți să spargeți monopolul partidelor, da, da, da. Este o cale să spargeți. Păi, nu știu, că n-am fost niciodată împotriva tandemului. N-a făcut PNL-ul cu PSD-ul vreun tandem.